În ciuda faptului că Fiul lui Dumnezeu a venit de dragul nostru pentru mântuirea noastră, oamenii au încercat să-L țină, unii oameni, cât mai departe de ei. Au încercat 3 ani și jumătate să-i schimbe gândirea, comportamentul, acțiunile. Iar când au văzut că nu reușesc, l-au așezat pe cruce. În ciuda tuturor batjocurilor, Iisus Hristos nu a rămas nici pe cruce, nici în mormânt. Datorită sacrificiului depus cu atâta iubire, a jertfei perfecte, Dumnezeu Tatăl l-a înviat din morți. Astăzi, Hristos este viu. El a plătit pe cruce salvarea noastră și ne asigură tuturora o veșnicie glorioasă. Iubiți creștini, este zi de sărbătoare. Dar tare mult mi-aș dori ca sărbătoarea noastră să nu fie legată doar de un eveniment al trecutului. El este real, dar noi nu ne hrănim doar din trecut. Noi ne bucurăm că Iisus Hristos este prezent, este în noi și lucrează cu noi. Mai mult, toți cei mântuiți se bucură că Iisus Hristos le pregătește locul în glorie. Da? Fiecare creștin crede în învierea de apoi. Crede în revenirea Domnului Iisus Hristos. Mă rog bunului Dumnezeu ca aceste sărbători să ne ajute să mulțumim lui Dumnezeu pentru trecut, să prețuim prezentul, dar mai ales să ne pregătim pentru întâlnirea cu milele nostru drag. Iisus Hristos este viu și revine curând pe norii cerului. Fă în așa fel ca și zilele acestea de sărbătoare să te ajute în pregătirea pentru întâlnirea cu El.